pentru că să ne facem prieteni și pe Sfinți Apostoli, că Sfinți mari, Sfinți minunați. Când puteți să le citiți viața și o să vedeți pe fiecare în parte acolo cum s-a sfârșit, cum s-a nevoit fiecare. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Încerc să vă aduc o leacă în lumea mea, în lumea florilor. Am venit undeva aici, bine, flori am multe, ați văzut și din filmarea data trecută, dar acum au înflorit și mai multe. Am închis un pic poarta, sper să nu mă deranjeze nimeni, că aici e zona de trecere și mai vin unii alții, dar ca să încerc să fiu liniștit așa. Vedeți, flori de toată frumusețea, bine, și în spate, încolo, sunt mai multe feluri de o frumusețe rară. Cum am mai spus, că florile sunt din rai, da? Despre ce să mai vorbim acum? Vedem că am ajuns și la sfârșitul postului. Prăznuim Sfinții Apostoli Petru și Pavel. A doua zi după Sfinții Apostoli, îi soborul Sfinților Apostoli. Dar vedem un lucru. Vezi că pe ei doi i-a pus așa biserica, chiar și Mântuitorul i-a dat ceva parcă mai deosebit, da? I s-a pus o zi de prăznuire, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Cine au fost ei? Hai să luăm așa, sunt Apostol Petru, da? Deci era fiul lui Iona, un om simplu, pescar. Și era frate cu Sfântul Andrei, cu apostolul, cel întâi chemat, cum se spune, că Sfântul Andrei a fost prima dată chemat de Mântuitorul și după aia și Sfântul Apostol Petru. Ei, putem spune Sfântul Andrei, apostolul românilor și nu numai, acelor din prejurul nostru, până unde a ajuns Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Apostol Petru, revenim. Deci om simplu, l-a urmat pe Mântuitorul cu toată dragostea, dar să ne uităm, Sfântul Apostol Petru a fost căsătorit, da? Avea și soacră. Îmi spune la un moment dat în Evanghelie că soacra lui era cuprinsă de friguri și a venit Mântuitorul și a vindecat-o. Da, vedem, deci a fost căsătorit. În afară că a fost sărac, pescar, cum era pescarii la timpul aia, munceau noaptea, dregeau mrejele, se poate prinde ceva, deci era din partea celor săraci. După aceea, în timp, vedem, în afară, că era râvnitor, zice, de ceala, Doamne, pentru tine orice ce. Dar ce-a făcut la sfârșit? De trei ori s-a lepădat de Mântuitorul. Chiar Mântuitorul spusese, Petre, Doamne, mor pentru tine și la moarte orice, Petre, stai liniștit, nu te agita. Stai liniștit. De trei ori te vei lepăda de mine până va cânta cocoșul, în noaptea asta. Ne-ați văzut? Deci, cel care se bătea cu pumnul în piept, că era în stare să ducă și la moarte pentru el. Și vrea să ne arate Mântuitorul? Slăbiciunea omenească, când ne încredem în noi, eu, pentru Dumnezeu, fac orice. Și când ne ajunge sabia la gât, poate suntem primii care clacăm și o luăm la fugă. Să nu avem niciodată încredere în noi. Asta ne arată. În egoismul nostru, mândria noastră, să fim luptători. Doamne, dă-te deoparte că eu fac curat în biserică. Nu, niciodată. Nu suntem buni de nimic noi. Suntem oameni, oameni cu neputințe. Dar devenim puternici prin Harul lui Dumnezeu, ați înțeles? Și asta au vrut să ne arate. Deci Sfântul Apostol Petru, care se bătea cu pumnul în piept, cu Doamne, nu știu ce, s-a lepădat de trei ori. Bineînțeles, o urma pocăința, părerea de rău, nu a fost ca Iuda care s-a dus să o spânzura, nu. Deci a început pocăința, părerea de rău, lacrimi, plângea, nici nu mai drăznea să întâlnească cu ceilalți apostoli, nu se mai socotea apostol, zice, eu m-am lepădat de el, cum să mai așa? Și Mântuitorul, văzându-i pocăința, după aceea l-a pus din nou, când s-a arătat după învierii și a spus, mă iubești, Petre?
Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. De 3 ori l-a întrebat, ca să îndrepte toate cele 3 lepădări. Și vă dați seama, și când l-a întrebat și a 2-a oară și a 3-a oară, îl mustra conștiința din 5 mai tare. Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc, adică ce mă mai întreb, Tu știi că îmi pare rău. Paște oile mele. Deci l-a pus din nou în cinstea aceea din tâi. Și nu numai atâta, ce-a făcut cu el? Cum se spune, i-a dat cheile împărăției. Dar de ce? La un om. A fost căsătorit. Știi ce înseamnă căsătoria? Necazurile familiei, greutățile. Da? S-a lepădat de Hristos. Știi ce înseamnă neputința omenească când te crezi în tine? Adică să fii îngăduitor cu toți. A fost iertat de Mântuitorul. După aceea, când a spus, Doamne, dar de câte ori se iertăm aproape lui? Până la 7 ori? Nu de 7 ori, Petre. De 70 de ori câte 7. Adică la infinit se iertăm. Ori de câte ori ne-a greșit aproapele. Adică a fost pregătit pentru ceea ce urma. Și vedem cât har i-a dat după aceea Dumnezeu. Că zice, și umbra lui pe unii treceau și puneau oameni bolnavi și se vindecau. Sau prosoapele care se ștergea el, îi le luau oamenii care puneau mâna pe ele, se atingea de ele și se vindecau. Deci cât dar i-a dat Dumnezeu după toate astea? Ca să ne învețe cât de mult poate pocăința, părerea de rău, că putem ajungem la sfințenie, da? Sfântul Apostol Petru. După aia revenim la Sfântul Apostol Pavel. Cine a fost? Cum spunea? Saul din Tars. Deci era din neam evreu, dar născut, cum se spune, la Roma. Deci părinții lui vețuise o parte la Roma și după aia au revenit din nou acolo, la Ierusalim. Și de asta avea și cetățenie de roman. Era din neam de fariseu, cum se spune. Răvnitor din ăla, ajunsese, prigonia pe creștini. Vedem la Sfântul Ștefan. El acolo, spune, stătea și păzea hainele, era tânăr, atunci păzea hainele Sfântului Apostol Ștefan și zice, și-ar fi dorit și el dacă putea să arunce cu pietre să-l omoare. Deci râvna aia credea că face bine, apărând legea, cea veche. Și după aia au luat și, cum se zice, de la mai mari sinagoge, hârtii, să-i dea voie trecere liberă în toate ținuturile. Deci nu numai în Ierusalim, în Damasc, peste tot, unde se putea, unde era zona și Imperiul Roman și tot, să ducă să-i prigonească pe creștini, să-i omoare. Adică, exact ce spune univa, că la mulți, zice, ucigându-vă, făcându-vă rău, li se vă părea că aduc slujba lui Dumnezeu. Așa îi se părea și lui, că aduce slujba lui Dumnezeu, prigonind și ucigând pe alții, în numele legii. Până când l-a lăsat Mântuitorul, l-a văzut așa și i s-a arătat pe drumul Damascului, într-o lumină orbitoare. Și-a căzut el, nu a putut răbda, n-avea ochii pregătiți de așa ceva. A căzut la pământ și-a orbit. Și-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? El, răvnitorul ăla, adică lumina aia, și-a dat seama că e Dumnezeu, adică cum îl prigonesc? Cine ești? Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu îl prigonești. Atunci s-a trezit el, cum se zice. Cum adică? El e Dumnezeu și eu îl prigonesc? Și știm mai departe în viața lui acolo, cum s-a dus, așa mai departe, apostolul Anania l-a vindecat și abia atunci, cum se zice, i-a vindecat ochii trupești, dar și cei sufletești. S-a trezit el cu adevărat că deja nu era bine. Că tocmai Iisus Hristos, pe care l-a prigonit ei, l-a răstignit, era Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și atunci a început, cum se zice, să apere creștinismul. Și numai că să-l apere, cu aceeași râvnă, chiar mai mare, să apere creștinismul. La început apostolii fugeau de el, dar până s-au încredințat că într-adevăr s-au întors cu toată inima. Și acum ceilalți evrei, farisei, care erau, căutau să-l omoare. Cum se poate? Ăsta care era, cum să zice, cel mai tare dintre ei, cel mai învățat, s-a întors împotriva lor. Și de multe ori a încercat să-l omoare,
pe Sfântul Apostol Pavel. Și nu spune că de multe ori căutau, îl scăpa Dumnezeu, diferite forme. Răi, după aceea, ce-a făcut Dumnezeu? Ce a spus la Anania? Du-te că vas ales îmi este. Zice, Doamne, dar am aflat că ăsta prigonește, face. Nu, vas ales îmi este. Ca să vorbească de numele meu și la neamuri. Adică la toate popoarele păgâni care eram noi încoace, cum zice, nu credeam în Dumnezeu. Și a început. Deci cred că, după cum se spune și în viața lui și peste tot, că cea mai multe misiuni au făcut Sfântul Apostol Pavel, adică umblat continuu, prin atâtea țări, prin prigoniri, bătuți, cum spune el acolo, prin adâncul mării, prin atâtea și atâtea au pățit în viața lor. Dar Dumnezeu nu i-a lăsat, a fost cu ei și i-a ajutat tot timpul. Până li s-a terminat, le-a venit și lor timpul mucenicii, o s-a cotit Dumnezeu că și-a făcut misiunea lor pe pământ și i-a luat. Și vedem că la toți apostolii au plecat la Dumnezeu prin mucenicie. Și vedem de ce și Sfântul Apostol Pavel din prigonitor, prin tot ce a trecut el, ca întotdeauna să fie în smerenie. I-a dat Dumnezeu har mult, dar el întotdeauna era în smerenie, că știa ce a fost înainte, că el a prigonit pe creștini, el a asistat la moartea creștinilor, se bucura pentru asta și întotdeauna avea lucrul ăsta, măi, când era lăudat sau ceva, da, eu uite ce am făcut înainte. Avea motive de smerenie. Iar la Sfântul Apostol Petru la fel. Vedeți pe cine i-au pus mai de frunte Dumnezeu? Pe cei care tot timpul aveau motive de smerenie. Cunoșteau neputința că și ei au căzut la timpul lor. Și pe aia toți ceilalți apostoli. Vedem. Adică fiecare a dus lupta lui. Sfântul Apostol Toma, prin India. Câte au trecut și el acolo. Și au încreștinat toată India. Plus ceilalți apostoli. Știm din viețile lor, fiecare luni au trecut, s-au luptat și au făcut ce au putut. Vedeți ce minunați. 12 oameni acolo, 12 săraci, cum se zice, oameni simpli, fără carte. O întors lumea asta pe dos. I-au dat peste cap și prin filozof, și prin înțelept, și prin părați, și peste tot. Adică nu pricepeau ce se întâmplă. Nu înțelegeau, n-aveau ochii deschiși să înțeleagă că erau trimiși de Dumnezeu, erau apostoli lui Dumnezeu. Învățătura lor nu era omenească. De asta nici nu puteau să o distrugă, să o șteargă de pe fața pământului. Cât au fost prigoniți, chinuiți și, bineînțeles, la urmă să plece prin mucenicie. Și atunci se gândeau aia, gata, l-am ucis, s-o termina de unică. Exact, zice, ca și griul ăla din pământ, care în momentul în care putrezește el, crește alt bob întreg, care dă mulțimi de bob, la fel și la ei. S-a încreștinat toată lumea asta, la timpul ceala, prin oamenii ăștia simpli, nu cu avioane, nu pe internet, nu mass media, pe jos, cu toiagul în mână, cum se spune, mergând din casă în casă. Da. Gândiți-vă ce lucru minunat. Sfinții apostoli, câtă jertfă au adus ei prin asta. Doar unul din apostoli, cum zice, apostol și evanghelist Ioan, prigonit și el, exilat și în Patmos și în Efes și așa, dar el nu a murit de moarte mucenicească. Că spune că era ucenicul iubit. Adică cărei i-a încredințat-o și pe Maica Domnului și pe el l-a încredințat Maicii Domnului ca și fiu al ei. O îngăduit Dumnezeu, vedem ca el să nu treacă prin moartea mucenicească, să ajungă la adânci bătrânețe, când de mult nu mai existau ceilalți apostoli, erau toți în cer, cum se spune. Lucrarea lui Dumnezeu, o știut prin el, vedem după aia în Patmos, o scris Apocalipsa acolo, cei care au ajuns. Deci vedem niște descoperiri, ceva, zice, e numit apostolul dragostei. Zice, avea foarte multă dragoste, adică până la jertfă. De asta e și numit apostolul dragostei. Pentru dragostea lui, așa l-a și lăsat Dumnezeu pe pământ până la sfârșit.
El a avut grijă de Maica Domnului ca de mama lui. Da? Lucru minunat, Sfinții Apostoli. Și unde sunt Sfinții Apostoli acum în cer? Nu vedeți, tot Mântuitorul spune acolo, zice, de-a dreapta e Maica Domnului, pe care mulți o urăsc, o prigonesc, o înjură, da, de-a dreapta Mântuitorul la judecată va fi Maica Domnului, care Mântuitorul când se ia hotărârile, întotdeauna se va uita la ea. Ce spune Maica Domnului? Și în stânga va fi Sfântul Ioan Botezătorul, care putem spune înainte mergătorul Domnului, care a fost acolo și el înaintea Domnului, l-a botezat pe Mântuitorul, da? Și o să și prin moarte mucenicească. Deci el o să fie la stânga Mântuitorului. Iar la picioarele lor, cum spune așa, pe 12 scaune, cei 12 apostoli. Ați înțeles? Că spune că Mântuitorul împreună cu cei 12 apostoli vor judeca lumea. Pentru că ei au încreștinatul, prin ei, cum se spune, s-au întors toți la Dumnezeu și au drept acum împreună cu Mântuitorul să judece lumea. Vă dați seama câte cinste le-o da Mântuitorul să fie împreună cu El să judece lumea. De asta să știți că mijlocirile lor au mari puteri la Dumnezeu. Să vă rugați la Sfinții Apostoli și să li ceriți ajutorul. Și întotdeauna și cei care n-ați putut poate acum să li țineți postul. Pentru că să ne facem prieteni și pe Sfinții Apostoli, că Sfinți mari, Sfinți minunați. Când puteți să le citiți viața și o să vedeți pe fiecare în parte acolo cum s-a sfârșit, cum s-a nevoit fiecare. Da, dragilor, asta vreau să vă spun un pic despre Sfinții Apostoli. Lucruri minunate. Altceva ce să vă mai spun. Vine vara. Aproape a venit, putem spune, vara. Încercați să vă bucurați frumos de ea. Duceți-vă, luați-vă familia, mai ieșiți la mare, la munte, unii vreți. Dar să nu fie doar distracție. Mai îmbinați un pic. Acolo unde vă duceți, cercetați un pic și vedeți. Dacă mai sunt locuri de închinare, câte o mănăstioară univa, înseamnă dacă sunteți la mare și o sărbătoare sau duminică nu mai este biserică, nu. Duceți-vă în așa fel ca să puteți ajunge și la o sântă liturghie. Nu uitați de Dumnezeu. Să nu fie totul pământesc. Îmbinați, cum se spune, și bucuria asta de a fi cu familia univa să te bucuri, la mare, la munte, fiecare unii place, dar să nu uităm că avem suflet care e veșnic și el are nevoie. Să nu hrănim numai trupul. Pentru că trupul ăsta într-o zi pleacă, vedem. Și atunci sufletul se duce la Dumnezeu și o să ne pare rău că n-am făcut mai mult pentru el, că n-am avut grijă de el. Dar, dragilor, așa, îmbinați, cum se spune, utilul cu frumosul. Sunt atâtea locuri minunate, am mai spus. Nu că spun eu numai decât veniți în Grecia sau așa, dar în Grecia chiar găsiți de toate. Mare, minunată, frumoasă, albastră, de o frumusețe. Și aveți și atâtea locuri minunate de închinare. Vedeți, oriunde ați veni, începând de aici, se fac permanent și croaziere în jurul Atosului. Sunt zilnic câte două, trei croaziere de la Uranopoli aici până în partea asta la Sfânta Ana, care cuprinde toată zona asta. Iar la anumite perioade și partea cealaltă de la Erisop până la Mănăstirea Vatopedu, când se scoate și acolo brâul Maicii Domnului și Sfinte Moaște, iar partea asta care am spus la Uranopoli încoace, Mănăstirea Xenofon mai scoate. Deci se pot face și aici, care vor pot veni și la Uranopoli, mare, frumoasă și acolo, se bucură. Mai pot face o croazieră, când mai ocazia bărbații cu băieții pot să mai intre în Atos, femeile fac croazieră, deci puteți îmbina și aici. Sau în alte părți a Greciei, nu-i numai decât că nu pot să vii toți aici. Sunt atâtea locuri frumoase, dar vedeți, sunt, este la Soroticul Viosu Paisie, la Tesalonic, Sfântul Dimitri, Sfântul Grigorie Palama, Sfânta Teodora și multe alte locuri acolo. După aceea mergem încolo, spre Nievea, Sfântul Ioan Rusul,
puțin mai sus de Sfântul Rusului, mănăstirea cuviosului David, unde și cuviosul Iacov Țalichi, foarte multe minuni și acolo. Și mai încolo, spre Atena, vedeți, este la Volos, mănăstirea Panagia Catoxenia, unde e brâu, o parte din brâu Maicii Domnului și icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului acolo. La Atena, dacă ne ducem aproape acolo, la Nea Macrii, Sfântul Efrem, mare făcător de minuni, este mănăstirea lui. După aceea se trece frumos dincolo, unde am mai vorbit, la Sfântul Nectar în Iegina, care e insulă minunată. Eu am descoperit-o, cum zice, mai mult anul trecut, când am stat câteva zile în ea. Acolo, la Sfântul Nectare, care e un sânt minunat, care face atâtea minuni. Și plus, insula e minunată. Aveți multe lucruri de văzut în insula aceea. Și chiar se poate petrece și un mic concediu acolo. Sunt lucruri frumoase. Și plus atâta, și prin Patra, la Sfântul Andrei, și în alte părți, în orice parte, în Chefalonia, în Zachintos, sunt atâția sfinți, în Chefalonia, Sfântul Gerasem, în Zachintos, Sfântul Dionisie, care au sfinții moaști întregi, și multe alte locuri în Grecia, sau care vrea, vine la Cavala, și acolo e frumos, cum mai vin mulți în Tasos, la un pic de concediu. Ei, de la Cavala este corabie și se poate merge în insula Lesbo. E un pic mai lung drumul, vreo 9 ore, dar e frumos. Frumos, că așa am fost și eu de multe ori, corabia, și insula Lesbo, Sfinții Rafael, Nicolae și Irina, despre care am scris și eu două cărți. Atâtea minuni fac Sfinții, atât de minunat Sfinții Rafael, Nicolae și Irina, din insula Lesbo, acolo la Mitilini, orășelul, acolo e limanul, cum se zice, portul tragic corabia, și de acolo se poate merge la Sfinții. Și plus mai este iară Mandamados, la o jumătate de oră, aproape o oră distanță la Sfinții Rafael de acolo, îi Arhanghelul, Sfântul Arhanghel Mihail, o mănăstire acolo, e ca biserică acum, iar multe minuni, am mai scris eu și despre cât îi face Sfântul Arhanghel Mihail acolo. Deci sunt atâtea locuri frumoase de care puteți să vă bucurați. De asta zic, mai îmbinați un pic așa și mai amintiți-vă și de suflet. Nu uitați total, nu preferați numai nu știu ce insule exotice pe nu știu unde, unde n-are nicio treabă Dumnezeu pe acolo. Nu vă gândiți că sunt mai frumoase insulele pe acolo, au mai multe reclamă. Dar poate e fără Dumnezeu pe acolo, poate nu există nicio biserică în apropiere, poate sunt anumite zone unde se fac și multe păcate, nu știi cât folos ei de acolo. Încercați să îmbinați unde se poate ca să vă amintiți și de suflet, da? O să încheie aici, să ne ajute Maica Domnului să aibă grijă de noi, dar nici noi să nu uităm de ea. Și după cum am mai spus, să ne facem prieteni pe Sfinți și Sfinți o să ne ajute, iar de Maica Domnului ca împărăteasa noastră, ca mama noastră, care are grijă de noi și care stă de-a dreapta Mântuitorului, să nu uităm niciodată de ea, să-i cerim ajutorul și mult o să ne ajute, o să ne ia în brațele ei, o să aibă grijă de noi. Toți, de la mic până la mare, o iconiță în buzunar cu Maica Domnului să o aveți tot timpul, să-i ceriți ajutorul. Ieșiți din casă, Maica Domnului ajută. Vă întoarceți înapoi iar, Maica Domnului îți mulțumesc. Faceți așa și o să vedeți cât de mult ajutor o să primim. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții. Doamne ajută!